Zilele trecute în localitatea Oravița s-a desfășurat concursul național de radioorientare Cupa Valea Carașului. La această competiție s-au prezentat 5 cluburi, printre care și CS Municipal Târgoviște. Echipa dâmbovițeană a fost câștigătoare a acestei ediții, obținând locul întâi în clasamentul pe echipe mixte. Tot CS Municipal Târgoviște s-a remarcat și în clasamentul pe echipe băieți și echipe fete, clasându-se pe locul întâi, respectiv locul 3. Cele mai importante rezultate ale CSM-ului au fost obținute de Alexandru Babe, sportiv ce se pregătește de participarea la Balcaniada programată în această vară la Chișinău. În anul 2010, sezonul a debutat în primăvară la Cupa Castrum Zotma, ce s-a ținut la Satul Mare. Am obținut locul întâi la categoria seniori, deși am o vârstă de categoria M19 juniori mari. A urmat Cupa Decebal, ce s-a ținut la Deva, tot locul întâi. La fel am confirmat și la Cupa Bucovinei, la Câmpul Moldovenesc, tot locul întâi, și în final Cupa Valea Carașului, la Oravița, tot locul întâi, tot la categoria seniori. Practic aceste lucruri, aceste competiții au fost un soi de pregătire înaintea campionatului balcanic care urmează și la care tu vei fi prezent tot la categoria juniori mari. Da, campionatul balcanic anul acesta o să se țină în Moldova, la Chișinău, în perioada 23-25 iulie. Sunt selectat în lotul național la categoria junior mari. Sper să îmi apăr titlul de campion balcanic. În anii trecuți, ultimele 3 ediții, am obținut 3 titluri de campion balcanic, dar la o categorie inferioară, la categoria M15 junior mici, cu vârsta până la 15 ani, și sper numai rezultate bune.